25 mai 2024, am venit la câteva colonii care am scos reginele din ei și am dat o botcă. Cam în două zile ar trebui să eclozeze mărcini din bocile respective, numai că albina își mai face ea niște boci, să zic așa, pe lângă botca care le-o dai. Și trebuie un pic verificat să vezi dacă nu cumva sunt acele boci, fiindcă dacă le omiți, o să roiască. Deci reginele, în loc să, după ce eclozează, în loc să se apuce de a roade bocile care sunt surplus, ele mai bine preferă să roiască. Asta se cam întâmplă cu aceste colonii din care scoți măcile afară. Și înainte să eclozeze regina cu o zi, două, trebuie să vin frumos să distrugi acele boci, că altfel vor roi. Ia să vedem. Cam în două zile ar trebui să eclozeze. Aici au umplut cu miere. Și acum această ramă am botca dată. Să vedem dacă e totul în regulă și n-a ros-o. Totul este în regulă. Am botca aici. Trebuie să iasă, deci într-o zi, două trebuie să iasă, mâine sau poi mâine. Bun, dar altă problemă, acum să vedeți, că le-am și văzut, ia să vedeți. Deci ea va ieși și îi va da de aceste boci care sunt aici. Boci clandestine, astea au fost construite după ce i-am dat eu botca. Astea, dacă nu le distrugi cu o zi, două, înainte de eclozarea măcii principale, va roi. Nu am multe astfel de colonii, dar dacă faci astfel de colonii, este necesară această lucrare de a interveni și a distruge toate bocile care au apărut între timp. În anii trecuți mai făceam astfel de boroboațe, scoteam matca afară, dar nu știam ce se întâmplă. Ele intrau în frigurile roitului, dar nu e frigurile roitului, ci pur și simplu matca roia. Deci nu ieșea la împerecheat, pur și simplu se ducea la roit. Și acum iau fiecare ramă, iată ce boci handicapate. Ia să vedeți, boci de salvare, aceste boci vor cauza roirea. Fiind de salvare, ele au fost mult mai repede căpăcite decât botca de calitate care i-am dat-o eu. Și va roi cu o botcă bună și ție îți va lăsa o matcă handicapată în colonie. Iată așa, acum le distrug. Le distrug, verific bine fiecare ramă și astfel voi reuși să obțin o matcă de valoare. Cam asta se întâmplă la coloniile unde este puiet larvar. De aceea prefer să fac nuclei în stupi orfanizați. Scot matca și după aceea fac nuclei cu rame unde nu există boci. Și tu stai liniștit că iată, ai o matcă de valoare
vezi botca eclozată frumos și după aia te trezești cu o matcă handicapată care abia ouă și nu știi ce s-a întâmplat. Deci cam asta ar fi. Nu trebuie să facă multe, ajunge 2-3 astfel de boci clandestine, le zic eu, dar așa lucrează albina, așa le face, nu stă pe baza unei boci, apicultorul stă pe baza unei boci și atunci te trezești că roiește cu matca de valoare și rămâi cu o matcă handicapată. Bun, trebuie făcut această lucrare înainte cu o zi, două, de eclozarea bocii principale. Așa. Îi mai dau și o foiță. Acum sunt liniștit că această colonie, sper eu că am curățat-o de boci, că am văzut și niște boci care abia se vedeau, adică unul un pic mai mare decât unghia. Iată unde o ascunde, ia uitați, un pic mai mare decât unghia este. Dacă îți scapă una din aia, nu mai stă ea matca, vine să distrugă povești. Nu distruge matca nimica, se duce direct în copac. Bun, deci cam asta trebuie făcut, notate și urmărite un pic, dacă vrei să faci așa ceva. Bun, ăsta e curățat acum. Acum sunt liniștit că nu va roi. Bun. Îi dau aici o foaie ca să aibă pe ce sta albina și gata. Așa. Aici este acum o botcă bună, cu speranțe de reușită, de 60%, nu mai mult. De ce 60%? Fiindcă mai sunt multe etape până să obții o matcă și dacă reușești, ai reușit, dacă nu, asta e. Deci acest lucru trebuie făcut dacă vrei să schimbi o regină, îi dai o botcă și înainte cu două zile să eclozeze, vii și mai te uiți odată, nu stai în seama acelei boci că va ecloza și gata, totul e în regulă. Nu, trebuie distrus. Acum, măcar e mai bine. E mai bine ca acum cu jumătate de oră. Bun, cam atâta. Până data viitoare. Numai bine!